Dieceza de Iași are un nou doctor în teologie. Vineri 20 mai, la 2 ani de la beatificarea episcopului martir Anton Durcovici, părintele Isidor Iacovici a susținut lucrarea de doctorat în teologie cu specializarea teologie spirituală, cu titlul Episcopul Anton Durcovici, martor al lui Hristos, mărturia până la martiriu în timpul comunismului din România. Apărarea tezii a avut loc la Institutul Pontifical de Spiritualitate Teresianum din Roma, începând cu ora 16. Scopul principal al muncii de cercetare a fost acela de a arăta eroicitatea virtuților episcopului Anton Durcovici și de a le propune ca model actual pentru fiecare creștin. Noutatea studiului este reprezentată de armonizarea materialului deja existent cu mărturiile celor care l-au cunoscut personal sau a celor care au scris despre el în baza spuselor martorilor oculari. În sala de examinare au fost prezenți preoți din țară și de la Roma, persoane consacrate, seminariști, credincioși laici din parohie, rude, prieteni și colegi, bucuroși să-l susțină și să-l felicite pe părintele Isidor. Sâmbătă 21 mai, 78 de adolescenți din parohia Sfântul Nicolae din Bacău au primit sacramentul mirului din mâinile preasfințitului Petru Gheriel și a preasfințitului Aurel Percă. Celebrarea a început la ora 10:30 și au participat 23 de preoți și numeroși credincioși, în special rude ale candidaților. Cuvântul de învățătură a fost ținut de preasfințitul Aurel, care a vorbit despre simbolurile Duhului Sfânt, culoarea roșie în care era ornată biserica, porumbelul și vântul și despre importanța darurilor sale care trebuie puse în valoare. În timpul predicii, 7 dintre adolescenți au răspuns la întrebările preasfințitului. A urmat apoi ritualul conferirii sacramentului mirului. După ce adolescenții și nașii împreună cu cei prezenți au luat parte la masa euharistică, 2 dintre adolescenți au exprimat recunoștința, mulțumind tuturor celor care au făcut ca această sărbătoare să fie posibilă. Sâmbătă 21 mai a avut loc la Giudeni întâlnirea diecezană a adulților din Acțiunea Catolică. La eveniment au participat aproximativ 200 de participanți din 19 parohii, însoțiți de asistenții spirituali parohiali. Întâlnirea a avut tema Sfinții ai Milostivirii, impulsuri pentru membrii Acțiunii Catolice și s-a înscris în seria întâlnirilor diecezane anuale ale membrilor sectorului adulți. Întâlnirea a cuprins mai multe intervenții ale membrilor Acțiunii Catolice, Sfânta Liturghie și diferite activități practice care au implicat pe cei prezenți în campania Croitori de Viitor, al cărui scop este acela de a confecționa uniforme școlare pentru 80 de copii din Africa. Sâmbătă 21 mai, la Centrul Decanal din Suceava, a avut loc cursul pentru logodnici pentru zona aferentă acestui decanat. A participat o singură pereche, alte 10 la număr au ales să participe chiar la începutul anului la întâlnirea de la Solonețul Nou, iar altele au decis să participe la curs în alte localități și la date diferite. În perioada 19-22 mai la Oituș, județul Bacău, s-au desfășurat misiuni populare, predicator fiind părintele Irinel Iosif Iosub. Au venit credincioși din Oituș, din filiala Ferăstrău și chiar din alte sate învecinate, Bahna, Nicorești, Pârgărești, Satul Nou și Tuta. În aceste zile, părintele Irinel a reamintit tuturor cât de important este ca orice creștin să-și conformeze viața cu voința lui Dumnezeu, chiar dacă omul în slăbiciunea lui păcătuiește, rupând astfel legătura de iubire cu Dumnezeu, el, omul, nu trebuie să uite că Dumnezeu mereu îl iartă, rămânând astfel un tată care nu se descurajează în fața trădării continue a fiilor săi, ci îi caută mereu. În ciuda păcatelor, Dumnezeu nu încetează să-l iubească pe om. Misiunile populare s-au încheiat duminică, la Sfânta Liturghie de la ora 12:30, odată cu celebrarea Hramului Preasfintei Treime a acestei comunități, în prezența mai multor preoți și credincioși din Oituș și parohiile învecinate. Duminică 22 mai, în solemnitatea Preasfintei Treimi, în mai multe parohii din dieceza de Iași s-a celebrat prima sfântă împărtășanie. Astfel, 57 de copii din parohia Dormirea Maicii Domnului din Iași, 39 din parohia Sfânta Fecioară Maria Îndurerată din Bișghir, 24 din parohia Înălțarea Sfintei Cruci din Ploscuțeni, 25 din parohia Sfânta Fecioară Maria Regină din Iugani, 29 din parohia Sfânta Ana din Lespes și 29 din parohia Înălțarea Sfintei Cruci din Bacău l-au primit pentru prima dată pe Iisus în sfânta împărtășanie. Pentru a-L primi cu vrednicie pe Iisus prezent în Sfânta Împărtășanie, sâmbătă 21 mai, ei au făcut și prima spovadă din viața lor. În cadrul Sfintei Liturghii, candidații la prima Sfântă Împărtășanie au citit lecturile, au recitat intențiile la rugăciunea credincioșilor, au adus daruri la altar și s-au implicat în cântarea liturgică. La sfârșitul Sfintei Liturghii, copiii au primit câte o amintire de la această mare întâlnire cu Hristos.
Mm-hmm.